Bună seara, dragilor! Astăzi vom discuta în acest scurt video, că vreau să fie și pentru TikTok, despre o știre absolut trecută pe sub radar, și anume știrea că rovinieta pentru tiruri, deci pentru transport marfă, practic, se va scumpi de 6 ori. Uitați ce e afișat pe ecran, da? Transportatorii amenință să blocheze România dacă taxa de drum crește de 6 ori conform condițiilor din PNRR. Se dorește chiar creșterea de 15 ori, da? Ca așa spune articolul, trebuie să citiți articolul și să îl căutați pe Digi. În timp în care domnul Grindeanu, reflexiv, așa, este un articol tot despre creșterea de 6 ori a taxei rovinete, spune, să dau mai mare, așa, zice, domne, ministrul transporturilor a spus că unele lucruri care au fost incluse în PNRR sunt împotriva statului român. Împotriva statului român. Lăsăm să se înțeleagă că responsabilul pentru această situație ar fi cei de la USR. Nu putem să negociem cu Comisia Europeană pentru că unele lucruri trecute în PNRR, și nu mă feresc să spun, și nu sunt puține, de niște oameni care au fost așa câteva luni la guvern, sunt parcă făcute împotriva statului român. Bun. Hai să vedem ce le-au spus și transportatorii la o dezbatere. Ce le-au spus transportatorii celor autorităților? 6 de 6 ori pentru camioane. Transportatorii cer insistent Ministerului Transporturilor să renegocieze șalonul din PNRR. Cred că dumneavoastră ești la Cnaier, vă trebuie mulți bani, pentru că tot timpul ați luat bani de la noi și n-ați făcut nimic. Accize, bani din accize, banii de suprataxe, etc., etc. Spuneți-ne, că a spus acum câteva luni, că domnule, stați liniștiți acum când eram sus în sala răților, că domnule, o să discutăm, o să vă punem, aveți ceva concret să ne spuneți cât o să fie pe kilometru. Faceți autostrăzile, cap, coadă și după aceea puneți taxe. Transportatorii din România amenință că blochează țara din cauza transpunerii în lege a unor condiții impuse în PNRR pentru roviniete, în urma cărora costurile ar urma să crească și de 15 ori în cazul transporturilor de marfă. Până în 2026, Ministerul Transporturilor își propune schimbarea formulei de calcul pentru taxe de drum, iar în cazul camioanelor, costul ar urma să fie calculat în funcție de distanța parcursă, timpul de staționare și clasa de emisii. Transportatorii susțin că Ministerul n-a transpus corect directivele PNRR. Ce spune directiva și cum ați transpus-o dumneavoastră prin acest jalon PNRR, să vedem și noi. Nu am văzut nici pe site, nu vă supărați, ați spus acest proiect pe site, dar nu am văzut acest apel comparativ. Unde este apelul comparativ, să vedem și noi? Că știți că noi suntem mai catolici decât papa de la Roma. Adică, directiva spune ceva, noi punem în practică mai mult decât vrea directiva sau la interpretăm cum vrem. Haideți să vedem și noi acest apel comparativ. Și astăzi vă cer imperios ca să scoateți acest proiect de pe ordinea de zi mâine de la subcomisie, să vedem și noi tabelele și să avem o întâlnire legată, pentru că vreau să vă spun ceva, asta e viitorul nostru. Simulările Ministerului Transporturilor arată că, în cazul unui camion cu normă de poluare Euro 6, care parcurge 100.000 de kilometri pe an, ar urma să se plătească peste 7.000 de euro până în 2026, față de 1.200 de euro cât este acum. Dacă acest lucru se va întâmpla, transportatorii spun că toate costurile vor fi suportate tot de oamenii normali la RAF. Deci, până în 2026 vor crește costurile de 6 ori, de la 1200 la 7000 nu știu câți euro. Și până în 2036 vor crește de 15 ori. Adică la 1200 se înmulțește ori 15 și se va ajunge la, nu știu, 100.000 de euro, ceva de genul. Da? A zis omul, a zis știrea, a zis că nimeni nu discută chestia asta. Mai mult, nimeni nu îndrăznește să zică, bă, dar poate nu mai vrem PNRR, mă. Există o petiție pe petiții.aurelia.ro pe care vă invit să o și semnați și vom vedea când vom ajunge la 10.000. După ce o semnați și completați formularul, trebuie să vă confirmați și adresa de mail pe e-mail. Veți primi un link de confirmare. Atenție mare! Da? Nu mai vine să vă spună nimeni că nu vi se reduce mobilitatea. Acum e despre marfă, dar o să fie și despre noi, despre automobilele de persoane, despre microbuze, despre autobuze, despre mașinile personale și așa mai departe. Va fi și despre noi, credeți-mă. Că ei vor să ne reducă mobilitatea. Cum? Reducând emisiile.
Să legeți asta, să ne asigneze o amprentă de carbon și amprenta aia de carbon să includă și ceea ce emite automobilul. Un amendament, ceva? Un blat, ceva? Vreo chestie? Budeanca, ceva? Grindeanu nu iese să ne spună că de fapt aia nu-i de 6 ori, nu-i de 15 ori? Și atenție, asta e o nuanță foarte importantă. Grindeanu a spus așa, că ăia de la USR au făcut ceva împotriva statului român. Asta înseamnă trădare de țară. Deci, un oficial, Grindeanu, nu știu, habar n-am, ce PSD, ceva bun, rău, nu mă interesează. Dar e ministrul transportului în funcție! A spus despre USR, Ghinea și așa mai departe, da? Că au făcut, au negociat, au inclus chestii în PNRR, la partea de Jalan, care sunt făcute împotriva statului.